A, noroc, băieții, și bine v-am găsit la un episod din seria noastră zilnică de Samp. Băieții, data asta te mă alături de Era RPG, căreia o să-i luăm un interviu, cum am făcut și cu Răducet, Blacker și cu mulți alți admin pe care deja le-ați văzut pe canal, videoclipuri pe care deja le-ați văzut pe canal. Salut, băi, Era! Te pup pe tine, mai ales că facem podcastul astăzi și suntem doar noi doi. Vă pup pe toți abonații lui Hunter, pe toți abonații mei care ați ajuns prin recomandate sau cine știe cum ați ajuns pe acest clip al lui Hunter, acest mini podcast. Aștept cu nerăbdare întrebările, o să fie un podcast mai spontan, probabil o să-i mai pun și lui niște întrebări, cum s-a sustras așa din lumea asta Sampului și o să vedem, o să fie super interesant. Eu vă urez vizionare plăcută la toți, că știți că eu nu mă ascund, răspund la orice și abia aștept să văd cine a pregătit Hunter astăzi. Hai să și vedem să mă scuzați, ce vă rog frumos, că sunt cu țigara, dar când stau la o poveste ceva nu pot fără nenorocitele astea. Băieți, înainte să începem cu întrebările, să vedem care e treaba cu podcastul ăsta, apăsați și voi acolo pe butonul de like pentru Dual Facecam-ul ăsta și pentru clipul ăsta pe care o să-l vedeți. Și dacă sunteți pe canal, nu uitați să vă abonați, să prindeți clopoțelele. De data asta suntem pe Phoenix Crawler de serverul lui Era, aveți și serverul lui în descriere dacă vreți să vă apucați. Nu știu eu cine știe ce. Momentan să server, știți dar că, două secunde scuze că te întrerup Hunăre, momentan să știți că e un IP temporar al serverului, pentru că suntem într-o mutare a dedicatului, aveam probleme pe la vechi, probabil mulți știți problemele cu lacul cu astea, momentan nu sunt și nu o să mai fie nici pe viitor, dar așteptăm să ne pregătească Omega dedicatul nou și să vedem ce facem. Omega e băiatul de la host, de unde au toți băieții din Sampul ăsta românesc hostul. Așa că s-ar putea să nu rămână IP-ul ăsta, poți să-l lași și DNS-ul în descriere ca pe viitor să știe cum intră o pe server. O să las ambele, da, da, da. Ca să fie în regulă. Dacă vreți să aflați mai multe despre server, intrați la Era pe canal, că aveți canalul lui în descriere și hai să dăm drumul, bă, Era, care a fost primul server de Samp și cum ai aflat tu de Samp? Gen, practic, cum te-ai apucat și pe ce server? Cum m-am apucat? Am spus povestea de stat de multe ori, dar uite, e bine că rămâne într-un podcast aici. Eu m-am apucat de Samp la insistențele unui tovarăș bun, unui băiat pe care îl consider ca un frate, care mi-a fost mereu lângă și m-a ajutat lăsând Sampul deoparte. Era coleg de clasă cu mine în 1-8 sau în 2-8, nu știu, că el se mutase până a doua, până a treia. Și e și acum ziua lui, de Sfântul Andrei, dacă, bine, nu știu când apare clipul, dar puteți să-i urați un la mulți ani. Mâine apare, că mă duc la el, mă duc la el fix după ce termin ăsta cu tine, cu Nărești, fix la băiatul ăsta. Ca să vezi situație cum s-a nimerit. Și el s-a tot ținea de capul meu. Ha, bă, să intrăm pe Samp, ne apucăm de Samp, să alea, să alea. Asta fiind prin 2015, să zic 2014, cred. Oricum, nu m-am apucat așa de vreme de Samp, m-am apucat târziu ori eu. Mă uitam la Oache de ceva timp, cum probabil făcea toată lumea care s-a apucat de Samp la un moment dat. Da. Și îmi plăceau foarte mult clipurile, dar nu voiam de nicio culoare să mă apuc de Samp. Nu știu de ce, îmi plăcea foarte mult să mă uit la Oache, îmi plăcea foarte mult Sampul, dar nu voiam. Nu știu, aveam eu dragi pe creier că eu eram metinist de mic și țineam să mă joc meti. Și probabil de-aia mi-era frică că eu când mă apuc de un joc, mă apuc și nu mai ies, rămân pe el. Și uite că am și rămas pe el, am și canalul ăsta frumos, comunitatea mea frumoasă, serverul meu frumos și tot așa, care e în picioare de aproape 3 ani de zile. Pe 25 decembrie face și 3 ani de zile de crawler. Și la insistențele băiatului ăstuia m-a apucat până la urmă de Samp. Ne-a apucat pe un server, nu mai știu ce nume avea, no-name ceva, roleplay RPG cu 20-30 de jucători, cred că la oră de vârf 40 maxim. Acolo am intrat și în prima mea facțiune pe serverul ăla, dar apoi primul server mare pe care am jucat a fost Blue, unde am și contul Cosmin, că o să mă ină fără niciun lucru adăugat, nu mai mă întrebați că nu schimb numele, nu dau contul, ăla îmi rămâne amintire toată viața și puteți să vedeți și acolo că m-am apucat. Ok, știu că pe Baghet, pardon, ai jucat foarte mult în Mafii. După ce ai intrat în Mafii. Dacă mi-a bănat un admin prost. Doamne, mi-a scris Daisy în sunt pe server. În fine, revenim, scuze. De cât te-am la montaj. Ok, deci am zis că pe Baghet ai jucat foarte mult în Mafii, cel puțin eu așa știu. Nu știu dacă ai fost și în alte facțiuni. Ai dat vreodată cu codul? Ai fost vreodată banat? Nu pe Baghet mi-am început o cariera de mafiot. Cariera de mafiot am început-o pe Time for Play. Jucam în paralel pe Baghet și m-am apucat și de T4P, pentru că era în creștere serverul. Știu că făceau înainte Mazoku cu Crido, care-i mai știți, clipuri când luaseră amândoi lideri mafiei și își făceau mafia lor cu abonații și se băteau între ei. Foarte mișto proiectul, dar n-am participat, n-am apucat să particip. M-am apucat că am văzut că era un server în creștere, între timp i-a făcut și Oache promovare la T4P și am luat primul meu lider în mafie, că nu m-am apucat pe Baghet de mafie, pe Baghet am intrat târziu, pe Baghet am fost pur și simplu jucător.
Și am luat liderul meu de mafie fix cu o zi sau două zile înainte să plece Senon pe Ruby să se apuce de proiectul Ruby Nefrit cu Awaki. Ai fost vreodată banat în mafie? Ai dat vreodată cu codul? Am folosit codul, sigur serverul pe care a dat cu codul a fost bugged. Și aveam coduri din alea Renko 2007, că nu știam să instalez niciun cod din astea noi. Nu știu dacă am dat cu codul pe bugged, asta chiar mai mi-am test, dar nu am fost niciodată fanul codurilor, nu le-am folosit. Mi-a plăcut să mă dezvolt mereu pe mine, cât să mă bat cu cineva corect, că degeaba mă mește pe mine un cod, că eu nu am nicio satisfacție că îl bat pe unul cu cod. Am, ba din contră, o satisfacție și asta cred că simt foarte mulți mafioți vechi care s-au apucat de mult de mafii ca mine. Am o satisfacție în momentul în care bat pe unul care are cod corect, gen eu fără nimic, sau când bat pe cineva pe corect și el e foarte bun ca mafiot. N-am nicio satisfacție dacă codul mă ajută să-l bat. Și de asta n-am fost niciodată fanul codurilor în mafii pe SAM. Mereu am jucat corect. Bă, eu chiar credeam că ai dat, gen ai folosit, că știu că parcă erai prin timpul sau ceva, nu? N-am fost niciodată niciun timp de SAM. Am fost la haz, la mișto. Cum vedeți și poza după, cum vedeți și poza după Discord cu Endgame cu astea. Bine, oricum, el Endgame a fost un proiect desfințat, nu știu ce, nu am fost, am pus-o doar la haz mai mult, eram cu băieții strict într-un timp, pentru că într-un timp de mafioți ce se întâmplă? Într-un timp de mafioți când ești chemat undeva pe un server să te joci, să intri în mafii sale, trebuie să te duci să-ți faci contul, să l-ai pregătit, să te duci să-i ajuți pe băieți la turful. Eu n-am fost fan la așa ceva, mie mi-a plăcut să mă joc solo, să fac kill-uri, asta era distracția mea la war, să mă duc după ei, să-i omor, să arăt că sunt mai bun sau mai slab. Ok, bă, toți ownerii, toți, majoritatea ownerilor, voi care mai faceți YouTube, am văzut că puneți clipuri cu țepari, că prindeți, că demascați, că faceți. Ai făcut vreodată ilegale? Sau ai dat vreodată vreo țeapă? Încercând să faci ilegale, gen. O țeapă, adică la ce te referi mai exact? Să fie clipul regizat sau? Nu, să dai țeapă la un jucător, gen cum sunt ăștia cu vând avere și după aia nu mai dă banii sau fuge cu paysafe-ul și prostii de-astea. Dacă ai făcut înainte ilegale, de YouTube încercați... te referi, nu? Da, de când te-ai apucat tu de SAMP. Nu, dar era să-mi iau odată o țeapă pe bugged cu un NRG. Băi, deci mi-am depus în NRG-ul ăla, sau bullet, nu mai știu ce era, bullet sau NRG. Cred mi-am că depus în mașină. Mi-am depus în mașinuța aia, băi, tot sufletul meu. Am mers la colindă 3 zile în continuu. Am mers și cu steaua, cred că și cu prugușorul. Mai aveam să merg cu capra numai ca să mă duc să donez, să vând hidăne pe bugged, să-mi iau mașină. Am donat vreo milion sau 2 milioane, nu mai știu, un bugged. Am vândut hidăne, am făcut bani de mașinuță. Mi-am luat NRG-ul ăla sau bulletul. Și la un moment dat a venit un băiat la mine și îmi zice: băi, poți să mă ajungi pe mine să transfer averea după un cont, etc. Și zic: bă, da, te ajut. Hai pe Skype, intră pe Skype, zice băiatul ca să am încredere, îmi dai și mie TV-ul să intru la tine și, mă rog, să facem pe TV toată treaba asta. Eu fiind mic prost, nu știam cu ce să mănânc, că mă gândeam că nu prea are cum să-mi dea țeapă dacă era pe TV-ul meu, că închideam imediat. Am zis: hai mă, mi-a intrat băiatul pe TV, s-a dus lângă contul lui și avea comanda pregătită Sell Carto. Că știți că pe bugget să vindea mașina cu Sell Carto. Nu știu dacă și acum să vinde. Sau Sell Car, în fine, nu știu care era comanda. Da, Sell Carto. Și a dat direct enter. Și o dă panică când am văzut chestia aia într-o milisecundă și el râzând sau ce dracu făcea, nu mai știu. Am dat slash Q. Și în momentul în care dai slash Q, îți dai seama că se anulează și nu mai poate să accepte băiatul respectiv trade-ul. Am început să tremur tot, m-am făcut roșu la față, aproape să plâng că mi-am luat țeapă pentru NRG-ul meu muncit la colindă sau ce dracu era bullet. Și care a fost faza? Am intrat înapoi pe server după 3-4 minuțele după ce am închis TV-ul cu bulangiul ăsta mic, care știi că i-ai dat țeapă sau ai încercat țeapă să-i dai unul cost boss pe bugget să-ți iau toată rasa la dansă, nu zic în alte organe genitale și nu numai. Am intrat înapoi pe server și am văzut în slash V mașina. Și zic: bă, e bug, ce s-a întâmplat, bă, nu știu ce, nu știu cum. M-am dus, am dat repede toucar, am dat fiind eu cu lacrimi în ochi, roșu la față, plângând, băi, mi-a luat mașina. Și m-am urcat la ea și eram owner tot eu. Și la vreo 20-30 de minute am realizat treaba asta: băi, ăsta n-are cum să-mi accepte sell car-ul. Din moment ce eu am dat slash Q, că practic nu mai am ID-ul respectiv. Da. Și asta a fost norocul meu. Și nu mi-a luat niciodată țeapă pe SAMP și nici n-am dat, că nu am fost niciodată fanul țepelor. Credeam că îmi zici de faza cu Whisper-ul, știi, că îți vindeau mașina pe Sell Car tu, după aceea îți dădeam mesaj pe Whisper că îți spune altă mașină și te acceptai și de fapt îți lua țeapă. Nu, nu am fost atât de prost.
N-am pus botul Hai să ăsta. vedem atunci, după ce te-ai apucat tu serios de SAMP pe un server, nu știu care e, care a fost prima ta funcție mai importantă, în afară de lider mafie, că astea, liderul la mafie nu mi se pare așa, gen prima funcție mai importantă, helper probabil. Helper la 2 săptămâni tot pătă 4P, după ce pleca Senon, în timp ce eram lider mafie. Ok. Și admin pe ce, pe ce server ai fost prima dată? Tot pe T4P? Admin prima dată am fost pe Băhut. N-am Aici ajuns... Aici direct admin 6? Nu, am plecat de la admin 4, eu la deschidere am avut admin, admin 4. 4. După aia, după ce Huden a renunțat sau nu mai era activ, mi-a dat mie adminul 5. Și la vreo 2 luni, cred că de la deschidere, mi-a dat și adminul 6, că a văzut că sunt om de încredere și oricum Răducu a rămas 100% de aceeași părere. După toate neînțelegerile între noi și astea, am dat-o la pace. Ați văzut și voi, probabil majoritatea, că s-a cam încheiat mini biful ăsta din sampul românesc care rămăsese între mine și Răduc. Că restul nu mai au bifuri, că sunt cam neînsemnați majoritatea care au rămas, din păcate, cel puțin mulți care nu mai postează. Că mai sunt, uite, spre exemplu, Caen, care postează și e foarte activ pe live-uri pe astea și are activitate mai mare ca Awake. Și Awake s-a mai reapucat și mai are câteva activitate, dar mulți care erau în top și care postau, ori nu mai joacă, ori nu mai au canale de YouTube, ori s-au lăsat, ori nu știu. Și asta cam rămăsese ultimul bif între mine și Răduc, că noi mai eram mai activi. Bai că mi-a răspuns la 2 întrebări dintr-o dată, dintr-un foc. Și aici vreau să ajung. Care a fost faza cu Răduc? De ce ai renunțat tu la owner? Că știu că a fost un fel de ceartă, că toată lumea zicea că e ceartă. Vreau să aud și părerea ta. Nu știu dacă ai văzut clipul care l-am postat astăzi cu Răduc. L-am întrebat și pe el și vreau să aud și părerea ta, să văd gen, din perspectiva ta, cam ce crezi că păi, a afectat. Probabil are aceeași poveste. Eu o să povestesc de când am renunțat de tot. Nu că m-am întors pe Băhut și prima dată când am renunțat. De fapt, hai că le iau pe amândouă să fie mai ok. Prima dată când am renunțat pe Băhut a fost când a deschis el Har Băhudul, ăla al doilea server pe care l-a închis, că nu a mers. Nu știu câți mai știți de Har Băhut. Mai știi hunere de da, Har? Da, eu țin minte, da. A fost în top server la început și după aia a scăzut foarte rău. Nici Răducul nu era până activ. L-a închis, da. Și la un moment dat l-a închis și eu am zis, băi, dacă închis hardul și nu fuzionez serverele între ele, pentru că pe unde mă lăsase manager complet al hardului, eu renunț la adminul 6, pentru că nu mi se pare corect față de comunitate ca băieții mei să joace, să-ți doneze câteva mii și după aia să închidem serverul și toate miile care s-au donat să se ducă pe... Înțelegeți? Da, da, da. Aia a fost prima mea supărare și a zis, băi, o să facem, eu am ascultat și după o să facem, nu s-a mai făcut nimic cu hardul și toate conturile și toate PP-urile donate și tot așa. Și m-a supărat și am zis, băi, renunț, plec. Asta a fost prima mea plecare, am migrat da. în floare pe servere, mi se pare că la un moment dat am apucasem pe buzon, intrasem în taxi și la o scurtă perioadă, la o discuție cu Răduc, am decis să revin. Am revenit înapoi pe Băhut, nu știu cât am mai stat după ce am revenit, dar a fost o problemă, asta legat de a doua renunțare, care a fost ultima mea renunțare și când am zis că nu mă mai întorc ca admin 6. A fost o problemă la mașinile de pe server, nu știu ce greșise Edison sau ce făcuse greșit pe acolo și la un moment dat lumea cumpăra mașinile altora din dealership, gen mașini cu sisteme și cu dragi. Și eu eram la zilele orașului cu niște colegi și m-a sunat Răducul dacă pot să mă duc să verific sau să închid serverul sau nu mai știu ce exact. Am luat-o într-un suflet la fugă de la zilele orașului, am văzut că era serverul închis, mi se pare, până am ajuns eu. Ia uite și pe ăsta cu... Ce aveam ăla pe mașină? Cu broasca țestoasă. Am băgat accesorii pe mașină, da. Uite, nu vezi că mie îmi vin particule din stânga de la roată? Da, văd și ai și capul ăsta, craniul ăsta pe mașină. Capul de cerb. Ia uite, s-a împiștut și a pus testoasa sus. Așa, revenim. Și după aia, pe vremea era admin Michael Ștefan, eu la început nu mă înghețeam cu el, nici acum nu mă înghet cu el. Știu. Eram admin și eu atunci. A fost o mică ceartă între mine și el, mi-a șters un server de Discord de staff că s-a ofticat că i-am dat remove și avea el owner și blel sau nu mai știu ce. Nu mai am treabă cu băiatul, să fie sănătos, nu știu cine, nu știe cine sunt. În fine, nu mai facem paranteze legat de alții. Și mi-a zis Răducul, băi, apucă-te cu Michael să faceți și voi tichetele. Și am zis că mă apuc cu Michael, eram pe Discord cu el în conferință, în teleconferință. Eu mă apuc de la ultimul tichet, el s-a apucat de la primul. Erau vreo 100 și ceva de tichete, că le-a dispărut mașinile după cont, că așa, că nu știu ce. Da. Și problema e că s-a futuseră și logurile la mașini. Și eu am încercat să dau owner la o mașină, să o mut pe numele unui jucător. Și s-a mutat altă mașină decât cea din loguri. Și am avut un rage din ăla imens.
mi s-au acumulat toți nervii de la toate bugurile și toate frustrările de la aveam, zic, băi, cât mă chinui eu și mă chinui degeaba să rezolv problemele altora, m-am enervat, știi, pe treaba asta, că băi, eu mă chinui prea mult. Da. Probabil să fi fost și frustrarea de, dar nu prea cred, că n-am avut niciodată pretenția care ducu să mă plătească. Când făceam chestia asta de, ziceam, mi-a dat doar 200 de euro donație pe live, o făceam pentru că mă tot întreba lumea și mă frustra, băi, te-a plătit, că meritai să te plătești. M-a agăța, m-a țâța, știi? Și eu ziceam, da, mă, că mi-a dat așa și toți începeau zic, a, ce puțin pentru că te-ai făcut. Dar de fapt, să știți că e mult, eu n-am dat la nimeni și au luat ei cu mâna lor. Mama lor să fie a dracului, dar nu da, mai contează. Asta a și fost am renunțat. Foarte corect, că ce-i drept, chiar nu meritam niciun ban, că făceam destui și pe promovări și pe toate astea. Dar am renunțat la treaba aia, că m-am enervat, m-am frustrat, că făceam prea multe și mă implicam prea mult emoțional în serverul Bâhu de Samp, cât să merite chinuiala asta și să tot eu să stau să rezolv, nu să stea să le rezolve fondatorul problemele pe care le face scripterul sau scripterul să și le rezolve. Și m-a enervat faptul că eram și implicat, mă frustram foarte tare, mi s-a umplut paharul și am renunțat. În momentul ăla oricum deja îmi făcusem o gașcă nouă de prieteni și vă explic și din ce cauză mi-o făcusem. Era încă serverul Eclipse deschis, pe care scripta Echinox, actualul meu scripter de peste 2 ani de zile, cred că are deja aproape 2 ani jumate la noi pe Crowland. Și mutase în gașca din ce cauză? Eu pe Băhud, și înainte de Băhud, eu cu Răduc aveam o prietenie foarte strâns legată. Stăteam pe Discord, făceam o chestie, mai ne jucam în PUBG, mai vorbeam despre anumite chestii. Nu știu, pentru mine era o prietenie foarte mare. Da, asta. Și la un moment dat Răducu a început să răcească, că era ori cu prietenile de pe afară, ori cu treabă, ori cu plimbări, că mi se pare că luase și permisul și să plimba foarte, foarte mult și nu prea mai avea el timp de stat în casă și nici interes. Și, mă rog, am început să ne răcim. Și el mi-a dat o chestie, mi-a zis o chestie la un moment dat care mi-a rămas și acum în cap. Și aia m-a frustrat pe mine și de la vorba lui asta mi-a plecat mie biful ăla și nervii ăștia pe care i-am ținut atâția ani de zile în mine. A zis o chestie când eram noi pe Discord. Ceva gen, eu stăsem, bă, pula mea, mi-ești prieten ca un frate, și el a zis ceva în genul, bă, eu nu am prieteni pe online, pentru mine sunt doar tovarăși. Și eu m-am gândit la câte am făcut pentru el, cât l-am ajutat cu serverul și n-am cerut niciodată nimic în schimb. Și mereu eram acolo dacă avea nevoie de cineva, că eu am trecut prin anumite chestii personale în familie și o mare parte chestiile... durerile din suflet și alte prostii mi le rezerv cu prietenii, cu tovarășii, și de asta țin și foarte mult la prietenii și tovarășii din astea legate. Și eu, considerându-l pe el ca un frate, că am plecat pe YouTube-ul ăsta alături de el și el, alături de el am crescut, că nu pot zic că el m-a crescut. M-am crescut datorită comunității Băhut pe YouTube, m-a ajutat și el cu 2-3 promovări și mulțumesc din inimă. De eu m-am crescut datorită comunității Băhut, pe care și el a creat-o și eu am creat-o împreună la început. Și... dat fiind faptul că el a zis că pentru el e doar o tovărășie și eu gândindu-mi la câte am făcut în timpul ăsta și cum l-am considerat eu, m-a supărat foarte tare pe vorba aia și vorba aia mi-a rămas în cap mereu și am zis că cu omul ăsta nu vreau să mai am vreo legătură, vreo prietenie, vreo așa. Și de atunci ne-am cam rupt noi de tot, de fapt. Și mă retrăsesem în gașca mea nouă după Eclipse cu Alberto, cu cine mai era, cu trapperii mei pe acolo, hazurile noastre de pe vremea aia, când am scos și piesa aia cu numere, mă rog, piesă cover ce era. Și am ajuns pe Eclipse, eu în gândul să-mi fac server. Am ajuns pe Eclipse, dar am stat nițel acolo o lună, două luni de zile ca să mai am nițel content pe YouTube. Am găsit pe cineva pe care și acum regret că am găsit, dar uite că poate s-au pus cumva ca să am serverul ăsta frumos în momentul ăsta care încă e deschis și încă comunitatea e lângă mine, chiar dacă e cea mai micuță din țampul ăsta românesc mai mare, dar eu mă mulțumesc cu ce am mereu. Și cam asta e povestea cum am plecat după Băhut, că probabil o să mai fie întrebări cum mi-am deschis server și tot așa, nu vreau să da, răspund. Da, că acum, chiar acum ai zis tu de server, că e comunitatea micuță, te aștepta vreodată ca serverul să ajungă la numărul ăsta de jucători gen mic, pentru că e un număr mic de jucători, ai avut așteptări mai mari probabil de la server. Te aștepta vreodată să ajungi în punctul ăsta? Am avut așteptări foarte mari la început, după aia mi le-am pierdut pentru că știi tu până cât a trecut Crowland-ul. Când a fost baza să de la deschidere, prima da. Zi fail la deschidere și noi am continuat. Bă, vezi că din cauza la baza asta de pe mine mi-au banat ăștia contul pe Bihut, că aveam același cont.
Pare rău pentru ce s-a întâmplat chestia asta, deja au trecut 3 ani de zile, n-am avut ce să fac, am plecat cu o echipă, plecat cu o echipă fără experiență la început, eu fiind și fără experiență normal, nu putea să întâmple ceva bine. Eu în gândul meu speram că respectivii cu care am plecat o să învețe și o să facă chestii, cum am văzut și Edison și a ținut serverul lui Rădu. Dar na, că nu în toate situațiile se întâmplă așa. Edison deja avea niște baze, băieții respectiv nu știu ce baze aveau, dar nu aveau palea care trebuie. Bă, da. Când a fost momentul când ai zis că vrei să-ți deschizi serverul de Sump imediat după ce ai renunțat la owner și te-ai despărțit de Hood? Da, atunci m-am gândit, pentru că am văzut că... Gata, nu? Vreau serverul meu și... Am văzut că, admin 6 făceam și multă treabă de admin 7. Adminul 7 n-avea foarte multe de făcut în plus față de ce făceam eu pe Hood. M-am convins că sunt capabil în momentul respectiv să am un server de Sump. Știam că e altfel sentimentul și altfel totul când ai un server de Sump și pui pe server de Sump ce vrei tu, ce-ți place ție, ce-i place comunității tale. Și ce decizi tu să se pună și altfel când altul zice, băi, uite, eu nu vreau așa să fie, vreau să fie așa. Și eu mereu am preferat libertatea asta, mereu mi-a plăcut să am simțul ăsta ca un lider, știi, ca un lider al unui grup, ca, nu știu, să simt că nu mă controlează cineva în ceea ce vreau eu să fac. Da. Și cam așa am ajuns la concluzia că după ce am renunțat vreau să-mi deschid server de Sump. Ok, și acum o întrebare, nu știu dacă vrei să-mi răspunzi la ea sau nu. Care a fost cea mai productivă lună din server de când l-ai deschis? Cei mai mulți bani pe care ai făcut-o din server? Facem așa o comparație între Behood și alt server de la de la Răduc. În zilele am aflat răspunsul. S-a făcut în 2-3 zile mai mult decât s-a făcut în pe Crowland într-o lună. Cea mai bună lună a Crowland-ului a fost prima lună de Phoenix, că na, restul banii care trebuiau să facă mulți erau la început pe RPG. Da, plecând cu stângul, normal că s-a făcut cât să scuipi o sumă. Da, fail. Cel mai mult s-a făcut pe Phoenix în prima lună, nu știu, vreo 2000 ceva, maxim. Cam cât a făcut Răduc în 2-3 zile într-o reducere. Da, ne-a spus și el pe clip cât a făcut. Dacă vreți să aflați, băieți, răspunsul, aveți clipul postat ieri pe canal. Care a fost cea mai mare afacere ilegală prinsă de tine sau nu neapărat de tine, de stafful vostru? Cea mai recentă, despre care am spus și un clip, o să-l lași în descriere. Adminul meu 6, despre care nu mai vreau să pronunț nimic, pentru că am zis o chestie că gata, încheiem orice legătură unii cu alții. Treaba e că eu am fost și prostă vandă la început, de ce? I-am lăsat lui mână liberă la absolut tot. Și noi fiind și o comunitate mică... În loc să-mi dai revenire, mă pune pe ăla și ăla repică pe mine la cine. Așa. Revenind, treaba a fost greșită făcută de mine de la început, i-am lăsat mână liberă la multe, el având mână liberă la totul avea și acces să facă cam ce voia el, chiar dacă n-avea chiar toate comenzile, putea să le fenteze cumva, nu era asta o problemă. Da. Și marea parte a comunității mele care era, pe care o creasem eu, a plecat din cauza lui, au mai rămas ăștia care mai aveau averi și tot așa și s-au băgat pe șustă unii cu el. Și mare parte din comunitate ce am rămas era comunitatea adusă de el, oameni, prieteni și tot așa. Și mie mi-era frică să stau să verific ceva sau să-l găsesc de ceva sau să-l sancționez când făcea câte o greșeală care nu-mi convenea, că mi-era frică că îmi pierd și comunitatea care a mai rămas. Da, asta a fost cea mai mare prostie și o regret. Dar nu putem să dăm timpul înapoi, e bine cum e acum și totul merge înainte. Aia a fost ilegală și nu știu în valoare de cât a fost. Probabil a fost în valoare de mai mult decât am scos eu în cea mai bună lună de Phoenix sau de Crowland. Brut. În fine, bă, cred că asta e cam ultima întrebare. Te-am ținut aici cu jumătate de oră să nu mă înjuri. Am văzut că și la tine și la Răduc am avut aceeași întrebare, gen, deci că voi postați clipuri legate de jucători care dau țeapă, nu știu cum să-ți spun întrebarea, gen, dacă ai plătit vreodată, dacă ai regizat vreodată vreun clip legat de țepe și cu copiii care își ia țeapă și prostii de-astea. Eu nu prea am făcut clipuri de genul. Am maxim 2-3 clipuri. Nu știu, am cerut întrebarea, asta e întrebarea de la băieți. Exemplu, ultimul clip de l-am postat, l-am luat și pe băiatul pe Discord și e pe bune ce s-a întâmplat, are 1400 de views, nu a prins, wow, mie nu mi-a prins niciodată țeparii, wow, lui a prins, da, pentru că el și-a făcut marea parte, ci a intrat în trending și tot așa, el a fost cu țeparii la început și a prins o grămadă. Da. Probabil mai prinde cât de cât și acum că le mai intră la recomandate celor care s-au abonat pentru tipul ăla de clipuri, că așa funcționează algoritmul la YouTube. Nu știu cum, da. Și
Treaba e că eu nu prea am avut ce să regizez. Am avut un clip făcut la mișto ca parodie, deci n-aveam ce să regizez acolo din moment ce era o parodie. Și majoritatea care au fost apă, de fapt majoritatea toate, nu a fost, cred că, nimic regizat, nici n-avea ce să fie în afară de parodii. Că nici nu prea am făcut eu clip cu țepar cum a făcut el. Da, bă, cam asta ar fi cu videoclipul, nu prea multe întrebări, că am filmat repede cu tine și am cerut întrebări pentru amândoi, mai mulți mi-au răspuns pentru el, îți dai seama care e mai mult da, public. Logic. Poate să facem partea a doua, dacă vrei să văd ce întrebări mai primești de la băieți. Băieți, puteți să-mi lăsați și voi în descriere dacă vreți să mai chemăm pe cineva special, dacă aveți voi idei, nu știu, am chemat pe cine am crezut eu că merită și gen persoane mai importante din lumea asta sampului, care au făcut odată la vremea lor ceva. Nu uitați, băi, să apăsați pe butonul de like dacă v-a plăcut clipul, dacă sunteți noi pe canal să vă abonați, să prindeți clopoțelul. Eu am fost Funer alături de Era RPG. Pa, pupă toți, ne auzim pe Crowland. Ne auzim, băieți, re...